Cu ce aș putea să vă mai surprind după ce am publicat sâmbătă trecută? Zic și eu. Aseară pe vreme bună, cântă un voinic din gură. Vinea singur el pe cale, trecea pe la noi pân' vale tanțo. Am și insistat puțin cu toții, ce-i drept. Timp să aveți. Căci povești și cântece sunt pentru toată lumea. Bă, ce bucurie! Am auzit eu că... Bucurie, dau că ești mai aproape. Marian, bine ai venit în universul nostru, îți mulțumim din suflet. Bucuros și onorat. Vreau să explic puțin starea asta foarte bună pe care noi avem încă din deschiderea podcastului. E un secret profesional la mijloc. Se cântă înainte să începem să vorbim și, mă rog, cântarea de astăzi e cu totul și cu totul aparte. O să îi lăsăm pe oameni să descopere în fiecare moment ce s-a întâmplat. Ce pot să spun eu este că la sfârșit... am avut sentimentul că, bă, putem să și închidem. Adică ceea ce o să și facem, de fapt, e ultimul episod din acest sezon, ceea ce nu înseamnă că se va închide povestea, nu, dimpotrivă, ea se va duce la un nou nivel, adică o să trecem într-o nouă etapă a căminului cultural, dar suntem într-un fel de transă, dacă vrei, cel puțin noi doi. Nu știu, Mariane, cum ești tu, că aici poate tu ești mai obișnuit, că tu te auzi de mic. La fel, de câte ori când și am cui să cânt așa cum v-am cântat vouă, este normal să intru în acea transă, cum se spune, pentru a transmite emoție. Eu sunt convins că ai venit să dăruiești emoție, ceea ce e cel mai frumos iubesc lucru. Mi se pare emoția că... mai mult decât, exact cum ți-am spus și la început, vreau să vă cânt și să vă transmit emoție, mai puțin să impresionez. Asta vine cumva fără să mai insiști asupra aspectului. Eu nu cred că ai cum să nu impresionezi, dar mă rog, asta e altă poveste. Cred că Mariana aici vine se ca referă, o consecință. Cred că Mariana aici se referă la faptul că lăutarii în ultima vreme parcă nu mai poftesc altceva decât să se epateze unii pe alții prin tehnică instrumentală. Cred că la asta s-a referit când a spus că nu am cântat neapărat ca să impresioneze. Așa este. Nu era această dorință de epatare. Așa este. Că lucrurile se întâmplă de la sine, acolo nu avem ce să-i facem decât eventual să-l ținem de mâini. Corect, corect. Nu avem ce să-i facem. Așadar, bine ai venit în căminul nostru cultural, Maria Mexicanu. Mare bucurie să te avem. Te așteptam de mult, de ce să ascundem acest aspect? Am făcut o listă bine... piperată, ca să zic așa, condimentată, atent împărțită, am încercat și noi să oferim, așa cum fac marii șefi meniurile într-un restaurant. Exact, adică sunt 10 foarte preparate, 15, da. Câte bun putem. Ce găsesc mai bun, ca să zic așa. Da. Ce meniu bogat și adevărat și frumos ați avut și aveți la această emisiune, acest podcast al vostru. De mult vreau să te cunosc, prieten drag, pot să spun, Andy Moisescu. Pe Bogdan am avut plăcerea și onoarea să-l cunosc de mai mult timp. Eu am avut plăcerea și onoarea să-mi cânți la obiceiuri la mine la nuntă, unde a fost minunat. Vai, și vreau să spun mire, asta public. Mire frumos și ce mireasă frumos, frumoasă ai. Așa e. Ce bine m-am simțit, casă de piatră, mulțumesc. Să fii fericit. Mulțumesc. Iar vreau să mulțumesc încă o dată pentru... această minunată invitație, sunt de-a dreptul onorat, nu mă folosesc de cuvinte mari, să fiu
astăzi în micuța ta casă, Andy Moisescu. Mersi din suflet, mersi din suflet. Eu zic să facem totuși prezentările în metoda noastră tradițională. Sigur, noi avem o tradiție la Căminul Cultural, vorbim despre părinți și vorbim despre maestri. Și cu asta aș vrea să începem, domnul Marian Bătănaș. Cum nu știe nimeni, domnul Marian Bătănaș, că dacă spunem Marian Mexicanu, am și o poveste haioasă când am ajuns în Cancun, în Mexic, și m-am întâlnit cu un violonist dintr-o orchestră de mariachi, am înțeles de unde vine porecla Marian Mexicanu. Nu înțelesesem până atunci, că nu văzusem oamenii aia de acolo. Vreau să vorbim despre porecla asta, vreau să vorbim despre maestri și neapărat să-l pomenim pe Dorel Cocoșatu Păun. Dar mai ales vreau să vorbim despre faptul că Maria Mexicanu e o poveste interesantă în seria noastră, pentru că nu vine dintr-o familie de muzicanți. Părinții lui nu sunt muzicanți, n-au nicio legătură cu domeniu, sau bine, eu exagerez un pic când spun că n-au nicio legătură cu domeniu, pentru că știu precis de un domn frumos, șarmant, care lucra la atelierele Grivița și avea o mustață la Clark Gable, de care aș vrea să ne mai povestești. Tata. De tăticu, bineînțeles. Deci hai să începem un pic în zona asta. Maestrii, părinții. De aici aș începe. Primele amintiri. Pentru mine, copilul Marian, pentru că vorbesc de părinții mei, părinții mei au fost sfinții mei părinți. Atât de mult i-am idolatrizat, este ușor spus, puțin spus. Nu provin, așa cum ai spus, dintr-o familie de lăutari, de muzicanți. Provin dintr-o familie de oameni simpli, muncitori, care au pus cotul la ridicarea acestei țări pe timpul lui Ceaușescu. Au muncit la fabrică. Ambii mei părinți lucrau într-o fabrică de cauciucuri. Și de la vârsta... În ce zonă? 13 septembrie, actualul, cum îi spune... În fine, știe lumea, 13 septembrie. 13 septembrie, da, deci zonă bună acum, atunci nu știu cum era, dar acolo m-am născut eu. Foarte frumos. Acolo m-am născut, zona 13 septembrie, fostul cinematograf Lira, că nu erau multe în București. Și, bun, de la vârsta de 2 ani, am să spun aici exact ceea ce n-am spus niciodată. Până pe la 8 ani de zile, eu am dormit, am să deschid o paranteză, am fost un copil nevoiaș. Am fost patru frați la părinți, patru copii, bun. Dar eu am fost al treilea și nu existau bone, dar nu la mine în familie, pentru că nu era posibilitate financiară. Te rog să mă crezi că mă lua mama mea într-un coș de paie, mergeam cu ea la servici și mă punea pe o masă de fier, pentru că dacă lucrai la cauciucuri, acolo era numai fier și cauciuc. Da. Banc de lucru, cum se chema pe vremea. Da. Bun, gălăgie mare, gălăgie, nenorocire. Eu acolo am crescut... cam vreo 6 ani de zile acolo am crescut. Alături de părinții mei, pentru că nu puteau să mă lase singur acasă, pentru că sora mea era mai mare ca mine cu vreo 15 ani, fratele meu cu încă vreo 7-8 ani de zile, iar ei începuse școala și nu aveau bază în primul rând să mă lase cu alți copii. Și trebuia să mă ia cu ei la muncă și mă lua în acel coș de... Nu știu din ce material era, un coș, nu știu, drăchită, mă băga în coș, drăchită, cred că de ceva, mai fac și astăzi rudarii. Sigur. Și acolo am stat cu ei câte 8 ore la servici. Bun. Am crescut, am simțit nevoia eu mi-am dorit foarte mult să fiu fotbalist. I-am cerut tatălui meu, ca orice copil. Ai prins ania de glorie. Acum... Păi, lângă mine era Steaua, era stadionul Steaua, lângă 3 septembrie, trei stații, stadionul Steaua. Marian e născut în 1972, este născut în același an, de-aia mi-am permis să-și dau anul. Da, apropo, la mulți ani. Mersi frumos, la mulți ani și ție în curând. Marian e un pic mai tânăr. O generație bună, bătare. Foarte și bună, aș zice, norocoasă, da. Și muncitoare. O să zic și eu, cum a zis micuțul la ultimul podcast, în asemenea ambianță ar trebui să mă simt tânăr, dar eu am oftat cel mai tare că m-am așezat în scaunul ăsta. Nu e gluma mea, e a lui micuțul, dar mi s-a părut bună. Așa, și aici am auzit-o, de-aia mi-am permis să o citesc.
Ți-ai dorit să devii fotbalist? Normal, având genge aproape, cred și eu. I-am cerut tatălui meu... Păi cine îi plăceai de atunci mult? Că Lăcătuș, sigur, Lăcătuș a fost... Nu am nimic cu fotbalul, nu... Nu eram curios cine te-a fermecat. Nu, Lăcătuș. Marius Lăcătuș. Lăcătuș. Marius Lăcătuș. Numărul 7. Și era idolul. Și acum, da, și acum... Mi-e drag de dumneavoastră. Păi nu are cum să nu fie drag de... Dar nu am avut nimic de a face cu fotbalul, nici măcar n-am jucat. Asta să vă spun. Da, și după aceea vă spun. O să înțelegeți de ce n-am avut nimic cu fotbalul. I-am cerut o minge și tatăl meu mi-a spus, tată, la următorul... Dar să nu sărim de tata, că aș vrea nu, să povestim doar de tata. Nu, tata vorbesc, am înțeles subiectul. Cum era tata? Cum era tata el așa ca personalitate înainte să ajungem la asta cu mingea? Că cred că... Bănuiesc povestea cu mingea. Am să evit cuvântul țigan, pentru că eu mai merg și pe la romi pe acolo și am vorbit cu vorul meu Nicolae Păun și am spus, domnule, dar de ce îmi spune să nu mai spunem țigan, să nu, că noi între noi mai vorbim. Și când mi-a explicat ce înseamnă cuvântul sau etimologia cuvântului țigan, și că înseamnă de neatins. Da, vine de la o erezie, vine la o castă din Evul Mediu. Și atunci am zis, oare, cred că, și dacă voi faceți lucrul acesta și vă luptați, am spus, domnule, dar de ce vă luptați și ne tot spuneți, domnule, că mai mergeți la un podcast, mai mergeți la o televiziune, vă rugăm respectuos, nu mai folosiți cuvântul și termenul țigan. Și am zis, domnule, eu sunt țigan. Păi uite ce înseamnă. Este opinia unor activiști culturali, unor activiști romi. Trebuie să spunem că comunitatea romă, eu spun asta de fiecare dată, nu este o comunitate omogenă, e o comunitate extrem de eterogenă, de culturi diferite, de limbi diferite chiar, nu dialecte, limbi diferite. Da. Unii preferă să-și spună romi, alții preferă să-și spună țigani, alții preferă să-și spună în cu totul altfel. Mi se pare că putem să ne spunem oricum și eu sunt de părere că e mai important cum spunem decât ce spunem. În general în viață. Da. M-am simțit... mai bine când am fost înjurat cu căldură decât când am fost complimentat cu dușmănie în viața asta. Asta e filozofia mea în zona asta. Corect. Da. Bun, și tăticu, asta zic, el totuși, parcă tu mi-ai povestit că el umbla cu o chitară. Cânta la ea? Sau era parte din personajul lui? Parte din personajul lui, pentru că era un Don Juan. Sigur, așa. Dacă umbla cu chitară. Era. Da, era un Don Juan. Păi, Mariane, mă gândeam că tu nu puteai să... Trebuia să semeni cu cineva. Scuză-mă că îndrăznesc, dar... Era un țigan frumos. Era un țigan aranjat, un țigan pedant, un rom respectuos. Eu dăm voie să deschid o paranteză. Așa. Pentru mine... Țigănetul ăsta este, cum să spun, este, atitudinea omului este țigănească. Pentru că am întâlnit nemți, am întâlnit polonezi, am întâlnit americani cu atitudine țigănească. Eu dacă nu te deranjez cu nimic, eu dacă cred că sunt îmbrăcat curat, dacă, mai ales dacă nu sunt vorbitor de limba romanii. Eu am fost an de zile în străinătate, am fost în America, am stat 6 ani, vorbesc aproape fluent engleză, m-am rudit mai nou, acum soția mea este născută în Basarabia, dar de la 2 ani până la 20 de ani și a terminat studiile în limba greacă, vorbește grecește și acum vorbește mai greu, ești, mai mă, greu românește. Cum ai știut să iei cei mai buni? Vorbește... Deși născută în Republică și cu 20 de ani în Grecia. E ceva latino-elena acolo. Și mi-e și greu, ești cu 20 veche. De ani mai tânără ca mine. Mi-e greu. Asta mă gândesc, dar tot timpul să știi că m-am gândit la tine, Mariane, mi-e greu. Dar țineți minte de civilizația greco-romană. Bănuiesc că despre asta este vorba când spunem civilizația greco-romană. Ne referim la alți romani. Sunt și concediile astea, că mă gândesc că e greu și în Grecia când se duce. E greu să zic. Tot țigancă? Și ai văzut ce urâtă e nevastă mea? Tot țigancă, dar e o urâtă chiar să nu atingi. Chiar îmi convine să nu atingeți. Atinganos în limba greacă. Atinganos, asta e okay. Atinganos. Okay. Da, înțeleg, corect. Și deci tăticu mai mult avea acest personaj, dar el totuși a simțit că nu poate fi un muzicant. Mă, dar tăticu nu și-a dorit și el să cânte, păi oare? Eu cred că și-a dorit, dacă umbla cu chitara aia în mână, cred că și-a foarte dorit, dar n-a mult. Mai putut. Îmi spunea tată, dacă eu nu am avut posibilitate și nu a fost ca eu, nu mi-a fost dat să fiu și eu un muzicant, un lăutar, deci mi-aș dori bun. Aș vrea ca tu să-mi...
să ajungi acolo unde mi-am dorit eu. Bun, l-am numai rugat... că tu-ți doreai la fotbal, nu acolo unde și-a dorit. Mă, tată, mi-ai și mie o minge. Mă, tată, vreau și o minge, că am văzut că colegii mei au minge și mă rog de ei să-mi dea să mă joc și eu, să mă primească la ei în echipă și nu mă primesc la ei. Și când eram mic, eram mai negruț, eram mai așa... tunsa, iurea, mai cu o hăinuță mai așa și știi, era generația aceea când o colegă de-a mea, pe cu care acum sunt prieten tare, tare bun, îmi era drag de ea, o frumusețe, era o frumusețe de fată, vorbesc de ea, eram în clasa întâia, a doua, a treia, dom'le, te uiți, la vârsta aia te uiți, adică normal, îți place. Cam atunci încep să te uiți, Da, exact. Mi-era drag măcar să mă bagi în seamă, să mă salute. Era ceva pentru mine, nici măcar nu mă salota. Într-un timp și într-o pauză, mi-a spus, trebuie să fii de 10 ori mai bun ca mine la școală, să ai rezultatele de 10 ori mai bune ca ale mele, ca să-mi fii egalul meu. Mamă, să nu fac casă, probabil. După care eu astea am început să învăț. Astea le-au copiii la părinți, nu sunt de la am copii. Și eu cred, da. Am început să învăț. Am devenit comandant de grupă, am devenit comandant de detașament, am avut și, deci era comandant de grupă, aveai, dacă nu greșesc, șnurul roșu, detașament galben. Șnurul galben și la un moment dat aspiram la cel de unitate albastru. Ce? Nu am avut timp pentru că a intervenit acordeonul și n-am putut să slujesc la doi stăpâni. Generație vibrăm la aceleași culori, Bogdan. N-am mai putut. Galbenul, galben, blău. Tată, ia minge, tată. Păi, tată, stai puțin că la primul salariu era, cum era, ajutați-mă, el lua pe 27 și pe 12. Se lua avans și lichidare. Avans și lichidare, deșteptule, bravo. Nu-s deștept, am trecut fix aceleași vremuri, Mariane, dacă spun ce doamne. Eu am venit doar puțin mai repede. Și acum știm, 27 era avansul, lichidare pe data de 12, cealaltă parte a lunii. Exact. Bun. Mamă. 12 dimineața, data de 12 dimineața. Și ce minge visai să-ți ia? Orice minge, Doamne ferească Dumnezeu, că orice minge. Eu aveam minge numai din prosoape, mai făceam și figuri. Am înțeles, deci era bună și la de aia de 18. Ce zic că minge, ce o ferească Dumnezeu. Eram la școală și vine fratele meu, 115 și acum, 115 școala, mereu eu arăt nevestii mi școala, uite aici am învățat eu, uite când eram mâncat. Mamă ce, acum e refăcută, e frumoasă. Bun. Vine la mine fratele meu pentru că știa că îmi doresc și minge, Doamne, era visul. Eram la jumata zilei, eram de dimineață 7 cu 2 sau 3, erau orele noastre. Pe la ora și dimineață vine la mine fratele meu la școală și îmi spune, ți-a luat tata minge. Mamă, așa ți-a și băgat. Pentru prima dată, eu nu chileam de la școală, am fost un elev silitor. Păi, dacă zici că ai fost și comandant de grupă și de unitate, crește? Nu-mi permiteam să fac lucrul acesta pentru că mă bătea și tata, mă bătea și doamna dirigintă, mă bătea și directoarea, mă bătau și toți profesorii. Era și eram obicei, și țigan și eram și vai de capul meu. Nu-mi permiteam să fac lucrul acesta că eram și dat afară de școală. Eram terminat pe viață. Pentru prima dată în viața mea am plecat de la școală. Am fugit. Atât de tare te-ai emoționat. Doamne, am zis mingea. Când am ajuns acasă, dacă vă mai dau din culisele vieții mele, dormitor, living, și la un moment dat, în bucătărie, tatăl meu făcuse un pat, improvizase un pat din o ușă, pusese ușa, pentru că acolo era mai cald și acolo ne strângeam cu toți frații. Da, mă, lumea nu știe, dar așa s-a copilărit în România când era foarte frig. O ușă pusă pe lumea câteva... Lumea știe, dar vorbește mai rar despre asta. Pe câteva cutii de bere sau de vin, nu știu ce. Erau... Damigene sau ce? Nu. Lăzi. Lăzi de bere. Pe lăzi de bere se pusese patul și la un moment dat se punea macat. Așa e, da, ai dreptate. Macat, o plapână. O plapână. Plapână. Și la noi la țară tot plapună, să zicea. Vă rog să mă credeți, dormeam cel mai bine acolo. Eram cel mai fericit. Aveam și de ce să mă rezem. Aveam zid. De zid mă rezemeam, dar mai puneam o pernă între mine și zid și dormeam la bucătărie. Perfect, era cald. Doamne! Mai lăsai un ochi aprins. Da. Și a zis, unde? La bucătărie, în patul în care dormim noi cu toții. Și în patul era cu tău și că dormea cu 3-4 frați acolo. Bun. Te duci? M-am dus repede acolo și am intrat la bucătărie și am văzut o formă dreptunghiulară. Ce minge mi-a luat tata, mă? În colțuri? Este, mă, în colțuri? Cum o lovesc?
Deci am avut timp să gândesc până acolo, timp de fracțiune de 2 secunde. Că eram Speedy Gonzales. Oh, yeah. Mamă, bang! Și era acordeonul învelit într-un prosop. Nu, hai să spunem, fiind aproape de Crăciun, da? Că mingea s-a transformat cam prin minune într-un acordeon. Că totuși emisiunea noastră va fi... Asta, păi, da, e clar că așa s-a întâmplat. Așa, e clar că tăticul ți-a luat minge și a devenit acordeon ca așa trebuia, nu? Nu, lăsăm așa. Lăsăm așa. E o magicie în sus. E o magicie asta în sus. Zic, asta zic. Minunile. Eu așa mi imaginez. Că a devenit Stella sau ce era? Weltmeister, Stella cu 32 de bași. Na, a devenit un Stella de 32. Ei, nu e chiar așa mic, zici tu, vorba e, vine. Da, da. Nu, era cu 32 de bași. Cam așa, nu știu dacă avea 20 cm. Nu, cam vreo 30. Cam vreo 30 cm. Cât era ușor avea să-și faci treaba cu el? Două octave și vreo două clape. Am cam înțeles, două. Deci pe la 35 micuți, acolo. Micuț. De nuntă mobilă, să zicem. Să faci treaba, să te duci și la naș, și la gineri, și la știi că discutăm. Vă rog să mă credeți, vă dau cuvântul meu de om. Ce ai simțit? Viața mea a luat o altă turnură. Din momentul acela n-am mai dorit niciun fel de minge. În situația în care eu nu văzusem, nu știam ce e la acordeon. A, nici nu știai? Nu. Am văzut acordeonul și am început să trag de el ca în epoca de piatră să văd ce se întâmplă. Am văzut că scotea sunete. Deci așa îl controlam. Am văzut că clapa albă are un alt sunet trăgând. Da? Diezul, clapa neagră, da? Are un alt sunet. Și am zis, cum fac? Bun. Mergeam la școală, după care 6, 7, 8 ore nu lăsai de mână. Nu lăsam din mână nici mâncare, nu. Nici mâncarea nu... Nu mai mâncam. Era să zic, nici mâncarea nu mai intra în stomac. Nu-ți mai arde. Deci și acum trăiesc aceleași emoții și nu-mi găsesc cuvintele. Ce frumos. Nu mi le găsesc. L-am luat în brațe, nu avea curele, curelele erau puse separat, că l-a luat nou, îl luase nou. Deci omul a făcut și ceva sacrificii, nu era nou, tocmai da. Curele erau ieftine, puse separat, încă nu le pusesem, l-am luat și l-am pus așa pe sufletul meu, o jumătate de oră, nu am cântat, l-am ținut strâns la pieptul meu. Era al lui, mă, a simțit că e al lui. Acordeonul. Și tata? Că sunt curios și de reacție. El mi-a luat din brațe, că altfel aș fi stat mai mult timp cu acordeonul în brațe. Ce bucurie aș fi stat mai mult. Omul, deci, credeți-mă, după care vreau să-i mulțumesc cumnatului meu, Dan Stănilă, pentru că el s-a căsătorit cu sora mea, am o soră mai mare de 15 ani, pe care o iubesc până la cer. Normal. Mi-a ținut și loc de mamă. Mi-a ținut și loc de mamă, pentru că la 17 ani mi-am pierdut mama de o boală cruntă. Dar ea a fost, sora mea a fost a doua mamă. Uh-huh. Normal că până la 20 și ceva de ani de zile s-a căsătorit. Iar cumnatul meu cânta la acordeon. Dar cânta așa, să zicem, ca un amator. Ca un amator. Uh-huh. Da, ca un amator. Pasionat. Exact, pasionat. Ca un pasionat. Mi-a arătat să cânt tot ceea ce știa el și la un moment dat a spus tatălui meu, nu mai am ce să-i arăt. Deci asta în timp de un an de zile. Eu la 8 ani cântam tot ceea ce cânta și nu a cântat rău. Putea să meargă la nuntă să cânte o nuntă lejer. Cine au un program? Da, un program. Tare. Într-un an de zile, deci la 8 ani, la vârsta de 8 ani, eu cântam exact ceea ce cânta cumnatul meu. Te iubesc și te respect și îți mulțumesc că frumos ai venit în familia noastră. 40 de ani de zile, nu l-am supărat cu nimic, nu m-a supărat cu nimic niciodată în 40 de ani de zile. Niciodată. N-a existat supărare frumos între noi. Frumos. Bun. Am început să cânt. Sau, nu, mai bine adresează-mi tu întrebări. Nu, mai bine. Eu voiam să ajungem și la Dorel, la Tudor Păun, că aș vrea să-l pomenim. M-a dus tatăl meu, acum căutam profesori mai buni decât cumnatul meu. După ce s-a întâmplat depășirea cumnatului. A văzut că a meritat investiția, că s-o fi gândită. Eu mi-i doresc acordeonist, dar știu eu. Da, e ok. Dar dacă a văzut că într-un an ai luat viteză ca lumea... Una era să fii un instrumentist bun și alta era, cred că nu era, este în continuare să fii pedagog. Sunt total sigur două meserii diferite. Sigur. Am vrut să merg la cineva, nu m-a primit,
să-mi arate și cine a avut inimă deschisă și drag și m-a primit cu plăcere a fost Nea Dorel, nu știu cum să-i spun, Cocoșatu îi spunea, da, pentru că avea o problemă de sănătate. Tudor Păun. Noi l-am mai pomenit la Căminul aici, Cultural, da, și eu de fiecare dată când aud, și de asta mi-ar plăcea și Marian să ne vorbească un pic de experiența lui personală cu acest mare acordeonist. Orice vă pentru spun. Că el și Ilie Udilă, corect, foarte corect, au transformat cântecele clasicizante ale lui Marcel Budală în ceea ce noi numim lăutărie. Uh-huh. Anumite chestiuni de tril cu degetele, da, 2, 3 și 4 mordente. La acordeoane mordente, bravo. Aceste lucruri au venit de la ei doi. Numai că Dorel Păun a avut un mare dezavantaj, suferea de o scolioză îngrozitoare, de unde și porecla, și nu era atât de ușor promovabil la televiziune cum era Ilie Udilă, care era și un bărbat frumos. Da, 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 da. Și atunci Tudor Păuna a rămas mai mult o legendă din inside, cum se spune, care e foarte cunoscut între lăutari, corect, mult mai puțin cunoscut, dar el stă la temelia genului ca și Ilie Udilă. Uh-huh. Aproape că n-ai putea să spui muzical care a fost mai important. Bun. Și Tudor Păun, deci, te-a și primit. Excepțional pedagog, înțeleg de la tine. Da, dar, de exemplu, eu nu pot să arăt, am nervi, mă enervez, trebuie să fie elevul foarte bun, eu îmi fac un dezavantaj că spun lucrul acesta aici. Dar de aceea nici nu primesc elevi foarte mulți, îi primesc doar elevi care deja cântă. Au deja bazele, da, na, super talentați. Să nu iei de la zero. Nu da, pot. Na, na, nu înțeleg, pot, înțeleg. Super talentați și atunci putem să colaborăm și să cântăm și să pot să-i învăț ceea ce am învățat și eu. Bun, ajung la Nea Dorel. Problema domniei sale era foarte grea pentru că nu putea să-mi predea stând pe scaun. Trebuia să stea doar în picioare. Dumnealui nu putea să stea pe scaun decât poziția era doar vertical, uh-huh, și orizontal. Acestea erau cele două poziții pe care le putea folosi dumnealui. Și mă punea pe o masă. Mă ridica pe o masă, masa din sufragerie, și acum țin minte, masa din sufragerie, cu vedere la geam, și vedeam, mai era un bloc în față care eu vedeam toată lumea, cine scutura covoarele, cine se mai certa, cine mai fuma, cine se... Deci cunoșteam toți vecinii, în 3 luni de zile, i-am cunoscut de la ore. Pe toți, da. Și eu aveam locul meu pe masa din sufragerie. M-a iubit mult, Dumnezeu să-l odihnească, și îi mulțumesc tare mult că a avut răbdare cu mine, dar pot să vin și cu o mică laudă. Eram, prindeam repede, eram, Receptiv, dar vreau să spun că am zis să spun, să nu spun, furam mai mult. Mm-hmm. Pentru că meseria asta se fură. Meseria asta se fură. Între ghilimele, da, asta am o să spun și am zis să nu o spun, da, am făcut pauza aceea, dar până la urmă suntem la Sandimuise. Dar să știi că meseria asta nu se poate fura decât dacă ai talent și chemare pentru ea. Aveam și talent, ca și asta am vrut să spun și iar m-am oprit. Aveam talent. Nu vreau să sune laudă. Nu-mi place. E o evidență. Constatare. Asta e un lucru evident pe care oamenii o să aibă și ocazie. Bine, oamenii îl știu acum. Cei care se uită la noi îl știu. Ce să mai... Că ei ne-au cerut. Adică ne tot întreabă când vine Maria Mexicanu, când vine Maria Mexicanu. Iată că a venit. Astăzi o să aibă ocazia să mai vadă încă o dată cam care și în atmosfera situația noastră de workshop, cum ne place nouă să spunem, pentru că oamenii au ocazia să caute pe YouTube Maria Mexicanu într-o grămadă de formule, într-o grămadă de orchestre, trupe mari, filarmonice, trupe mici, de la nunți până la marile scene ale pământului. Așa e. Dar rar îl găsesc pe YouTube pe Maria Mexicanu cântând doar la acordeon acustic sau doar un acordeon și o cobză. O să aibă ocazia asta. Chestia aia mititică, măruntă, care ne provoacă nouă o plăcere deosebită. Sigur. Cu asta o să închidem întâlnirea noastră de astăzi, dar mai avem niște surprize până atunci, muzical vorbind. La ce v-ați gândit că... Eu m-am gândit că trebuie să cântăm în mod obligatoriu Adă Caii Simioane, pentru că mi se pare o nedreptate să terminăm sezonul 2 de la Căminul Cultural și să nu fie amintit măcar acest cântecel. Deci în urma solicitărilor oamenilor trebuie să cântăm Adă Caii Simioane. Versiunea rock, ca să zic așa. Bineînțeles, cu tanța, atât cuvintele care s-au făcut până în 1989 și pe care le-a cântat prima oară Gabi Lunca la televiziune, cât mai ales cele care au apărut un pic după evenimentele din 1989.
Aseară pe vreme bună cântă un voinic din gură. Vinea singur el pe cale, trece pe la noi pân' vale tanțo. Striga cât putea de tare, adă căisim Ioane, să mi țesă-l pe picioare, să mă duc la tanța-n vale tanțo. Of, dor, și-am să mor pentru tine, puișor, măi tanțo. Of, of, mor, și-am să mor pentru tine, puișor, măi tanțo. Să trec la ea pe la poartă, să văd dacă e îmbrăcată. Doi vedea în casă lumina, s-o rog pe tanța să vină tanțo. Tanțo, dacă ții la mine, haide să fugim în lume, că ți-am luat tanțo cercei pentru ochișorii tăi, măi tanțo. Of, tanțico, și-am să mor tot de-al dumii tale dor, măi tanțo. Of, tanțico, și-am să mor tot de-al dumii tale dor, măi tanțo. De mireasă, tu să fii cea mai frumoasă, tabachere de argint, să știi, fă că te-am iubit, măi tanțo. Tanțo, caii tăi să moară, de nu te-oi vedea diseară, în papuci, în pitocoală, să faci pământa să moară tanțo. Of, dor, și-am să mor pentru tine, puișor, măi tanțo. Of, of, dor, și-am să mor pentru tine, puișor, măi tanțo. Ridică tanțo piciorul, să-ți repar televizorul. Ridică-le pe-amândouă, ca să-ți pun antenă nouă, tanțo. Lasă-te ușor pe spate, să văd filme de ochiate. Când îți văd picioarele, mă apucă d-amblalele, măi tanțo. Of, tanțica, tanța, tanța, ia să vinde cu balanța, tanța. Of, tanțico, și-am să mor, ia-mă-n brațe, puișor, măi tanțo. Bă, dar cât e de frumos cântecul ăsta, mă, Bogdane. Și mă și întrebam cum, Doamne iartă-mă, dar noi nu l-am cântat niciodată. Nu l-am cântat, că am zis că trebuia să vină un moment, să fie o ocazie. Asta spun, să mă acompanieze maestru Maria Mexicanu la acest cântec. Dar tu ai o sensibilitate pentru cântecul ăsta, adică îți place, nu e că doar îl știi. L-am cântat de mult timp pentru că mi-a fost cerut prima dată, după care l-am recântat și am văzut că am succes cu melodia aceasta. Și acum unde merg mi se cere și melodia aceasta la orice eveniment. Bine, un pic după ora 2-3 dimineața. Normal, normal. Atunci că trebuie să te încălzești înainte evenimentului.
Și meciurile mari, 11 metri, de aia de la după, cum să zic, după 90 de minute, după prelungiri. Nu începi cu 11 corect, metri corect, direct. Corect. Acolo se joacă. Departajarea e cântecul ăsta. Corect. Aduc aici Simioane. Deci s-a ajuns la el, da. Ok. Cine începe primul? Frumos. Ne întoarcem la Dorel Păun. El te-a învățat cântecul ăsta? Nu, dumnealui mi-a arătat gamele, mi-a arătat hanoane, mi-a arătat duble, mi-a arătat triluri, mi-a arătat... El pe vremea aia cânta inclusiv muzică din Iugoslavia, ceea ce era destul de rar pentru acordeoniștii din România. Noutățile intrau prin Dorel Păun, care știa și cum să le pună, că totuși una e să cânti la armonica cu butoane stânga-dreapta, cum cântă sârbii, și alta este totuși să transpui pe acordeonul piano. Pe claviatură ca la pian. Eu știu că el cânta... A fost un acordeonist foarte bun. La timpul ăla, foarte bun. Păcat că n-avem atât de multe înregistrări cu el, din păcate. Sunt niște concerte de la radio. Mai au băieții lui pe care i-aș pomeni, Sile Dorel și Nicu Păun. Băieții lui care amândoi cântă la acordeon. Am văzut că sunt niște înregistrări pe YouTube, prea puține însă pentru cât de mare a fost el. Sănătatea i-a stat în drum. Da. I-a stat în drum sănătatea. Așa se întâmplă unor. L-am împiedicat. Maestru Păun este și cel care ți-a dat renumele, ca să zic așa, porecla? Nu, porecla este de la tatăl meu. Da? Păi stai, mă întorc tot la tata. Asta zic. Tata la un moment dat, imediat spun eu câteva cuvinte. La un moment dat, în țigănie, se strângeau țigăncile pe lângă el. Da. El fiind, repet, foarte galant, frumos, normal. Frumos. Da, nu trebuia să insiști că eu mi-l imaginam așa. Da. Tu n-ai avut problema asta în tinerețe. Nu. Normal. Și cânta muzică spaniolă, cânta cu chitara, dar nu poți să cânti, nu știu ce, adică poți să cânti orice gen, dar îi cădea lui mai bine muzică spaniolă. Și se și potrivea la felul lui de a fi, la personalitatea lui, cum? Țigăncile de pe margine, îmi dau seama că au vorbit tot timpul, au vorbit și au avut opinii, păi seamănă a mexican. Arată mexican. Seamănă mexican. Eu le citesc pe ele. Seamănă mexican. Mâine ce facem? Mai merge să ne cânte Costel. Care Costel? Bă, ăla, bă, mexicanul, te seamănă de a mexican. Mai merge să ne mai cânte Costel Ion. Pe tata îl chema și Ion și Costel. Mama deci într-o primă fază erai alu mexicanul, de fapt. Nu erai mexicanul. Într-o fază foarte îndelungată am fost băiatul lui mexicanul. Alu mexicanul, păi asta zic. Da, deci, da, practic, da, nu mexicanul, ci lui alu mexicanul. Da. La un moment dat, crescând și având copii, normal, fiind mare, după 20 ceva de ani de zile, aveam 20 și ceva de ani, nu mi-a mai spus Marian, băiatul lui mexicanul. Rămas eu, mexicanul. Gata, ai da, preluat așa a rămas povestea. Dar este o poreclă de a tatălui meu pe care i-au pus-o doamnele. Da? Ce frumos. La un șpriț, la o să... Impresionați de... Da, de talentul lui, de șarmul lui, de... Probabil ce mai făcea și el, nu știu. Ce putea să facă? Să uita într-un fel, da, la... Da, corect. Și așa am rămas. Deci, poreclă, băiatul lui mexicanul și așa am rămas. Renume, și a devenit renume. Așa și Edi până acum. Da, nu, Edi și acum poartă porecla mea. Încă este băiatul lui mexicanul. Acum aduce el povestea Edi, mai departe. Edi, băiatul lui Marian mexicanul, da. Pentru că ai pomenit de Edi, o să ajungem la Edi. Ca să ajungem la Edi, trebuie să vorbim puțin de prima ta soție, de Paula Lincan, și de familia Lincan. E un subiect despre care am vorbit și în off înainte și te-am întrebat dacă e ok să discutăm de subiectul ăsta. Pentru că tu, în anii 90, ai făcut niște înregistrări minunate la Electrecord cu Paula Lincan, ai făcut niște înregistrări minunate la Eurostar cu Paula Lincan și cu Gianni Lincan. Și ulterior, din activitatea asta uman-profesională, că nu știu cum să-i zic, a apărut și Edi. Edi care la rândul lui și-a dorit să ajungă fotbalist. Da, mă, asta eu am crezut că aici o să te duci și o să zici, dar ca să ajungem la Edi trebuie să vorbim puțin despre drama fotbalului românesc. Păi, da. Că știi cum? Și Marian și-a dorit să ajungă fotbalist. Și Edi. Și Edi și-a dorit să ajungă mult, fotbalist, adică și până la urmă asta... amândoi cântă la acordeon. Edi chiar a fost un fotbalist foarte bun de la vârsta de 7 ani până la 12 ani. Mm-hmm. Tu nu i-ai mai făcut același truc? Steaua, nu. Când ți-a cerut minge, i-ai luat minge. Am luat 100 de mingi. N-am mai fost probleme. Am luat 100 de mingi. Ai și a făcut ce atunci. Da.
Am fost la Marius Lăcătu și a jucat 4 ani de zile, a jucat la Steaua și atât de bine a jucat că la un moment dat trebuia să plece să joace la o echipă din Germania și vă spun sincer, tare bun a fost. Iar la un moment dat s-a îmbolnăvit, a fost suspect la 12 ani de la antrenamente și nu s-a îngrijit. Cu 2 luni de zile înainte să semneze contractul cu, nu mai țin minte cu ce echipă din Germania, așa, nu vreau să greșesc, s-a îmbolnăvit de plămâni și a fost suspect de tuberculoză. Aha. Suspect de TBC. A fost internat la un spital, am uitat, nu știu... Nu contează. Da, la un spital de specialitate. Uh-huh. Și doctorul mi-a spus, după ce s-a făcut bine, a trebuit să merg, a venit antrenorul special de acolo, a venit, a vorbit cu medicul respectiv și l-am întrebat, cum este, în ce stadiu este băiatul meu? Și mi-a zis, dacă vreți să-l aveți sănătos, nu-l mai lăsați să joace fotbal. Aha. Dacă vreți să riscați, duceți-l înapoi să joace. Și atunci... Normal. Am oprit totul. Și am normal. Spus, tată, ce am făcut eu, te rog să faci și tu. Deci, nu, bun, dar să spunem în primul rând că Edi este extrem de talentat. Da. Adică nu cu orice preț tocmai trebuie să faci. Luca este copilul meu. Este extrem de talentat. Păi nu, că l-am auzit. Da. Este bun. Dar crezi că e și o chestie de destin? Adică în momentul în care părinții și bunicii tăi cântă, că el vine și de pe liniatura aia totuși bunică, să ai Mioara Lincan, Marin Lincan, violonistul. Adică când a cântat toată lumea în familie, nu e la un moment dat, nu că vreau eu să devin mistic, dar nu e la un moment dat și o chestie de destin, de soartă? Dacă mă întreb pe mine, eu cred doar în destin. Ah, iată. Doar asta, eram destin. Curios. Eram curios. Bun, de chestia asta, să că prea s-a întâmplat. La întrebarea pe care mi-ai adresat-o, pentru că nu vreau să trec peste, această întrebare, că nu am de ce. În 1990 m-a chemat doamna Mioara Lincan să plec în Germania pentru un contract. Acolo, la masă, stând de vorbă cu Gianni, cu fostul socru meu, cu toată această minunată familie de muzicanți, cu origini, muzicieni... Cu origini slatina. Da, să se și le și spunem oamenii. Lăutari grei. Mm-hmm. Lăutari grei, rău, grei de tot. Am văzut-o pe Paula, ea fiind mai mare ca mine, cu vreo 4 ani și ceva. Bun. Vreau să fiu mai scurt în această poveste, să o spun. Ne-am cunoscut, ne-am căsătorit, avem 2 copii minunați. Să vă trăiască, să fie sănătoși. Destinul a făcut ca noi doi să nu ducem această căsătorie și căsnicie până la bun sfârșit, pentru că, domne, nu a fost să fie. Că am fost ea vinovată, că am fost eu vinovat. Asta contează mai puțin. Contează mai puțin. Oamenii în viitor nu vor ști nimic altceva decât vor asculta acele discuri. Sigur, unde este o muzică foarte frumoasă și spun cu F mare. Da. A făcut parte, asta e tot ce contează și tot ce rămâne. Această familie a făcut parte din viața mea. Am respectat-o. În continuare, respect profesionalismul dumnealor. Nu mai suntem în relații foarte bune, nu mai suntem pentru că... Se întâmplă asta. Dom'le, mai așa e omul, răutăcios. Poate și eu și ei suntem... Avem, cu timp o să vezi că se mai estompează și asta. Da. Iar în timpul acela m-au ajutat foarte mult. I-am plecat în America, m-au ajutat cu viza, cu contracte. Deci nu am decât numai cuvinte de laudă față de familia Lincan. Foarte frumos. Foarte frumos. Și nu o spun că sunt... la voi aici invitat și mă vede o lume întreagă, eu o spun că simt. Puteam să jonglez cu acest cuvânt. Sigur. Sau când m-a întrebat Bogdan dacă putem discuta acest subiect, am spus cu drag. Sigur că cu drag. Noi am discutat lucrurile astea înainte, că voiam să știu dacă e ok, pentru că sunt aceste 2 aspecte. Acum Marian e foarte modest și știu lucrul ăsta de când îl cunosc, dar sunt aceste 2 aspecte pe care eu le-aș cântări totuși. Pe de o parte, Mioara Lincan era o legendă absolută, hai să spunem pe românește, discul ăla Orange la Electric Court, 1981-82-83, cu Toni Iordache la țambal și Marin Lincan la vioară. Este unul dintre poate cele mai bune discuri de muzică lăutărească care s-au făcut vreodată în istoria acestui gen. Bravo. Bun, asta nu înseamnă că nu le îndrăgim pe Gabi Luncă, pe Romica Puceanu, pe da.
a venit un stil deosebit de original, ceva la jumatea drumului între Lăutărește și Oltenește, pe o parte, și trebuie să o spunem, pe de altă parte, Maria Mexicanu 90 reprezenta o generație, cea mai tânără generație de acordeoniști de la noi. Erai exponentul, că de fapt aici mi se pare interesant, că tu ai reușit să păstrezi muzica lăutărească, chiar dacă ai mai burdușit-o cu acorduri de jazz din timp în timp. Treabă pe care la acordeoniștii de azi nu prea o mai văd. Și tu mai ești interesant dintr-un aspect, că spre deosebire de toți invitații noștri de la Căminul Cultural, tu ai cântat lăutărie într-o epocă în care lăutăria nu mai era la modă și mi-asum treaba asta. Nu, l-am avut pe Costel, trompetistul, Dumnezeu să-l odihnească. Costel, când ridica trompeta, era o modă. Eram în anii 50. Așa în 92, eu mi-amintesc că erau alte mode. Da, așa este. Cum a fost crucea asta pentru tine să duci un gen de muzică care nu mai era neapărat, o să folosesc o expresie de acum, pe val? Da, eu asta am fost eu curios. Ce înseamnă o carieră în lăutărie când lăutăria nu mai e la modă? Păi poți să ne spui chiar și tu, Bogdane. Vă spun... Aici e revivalism, e altceva, dar atunci chiar a fost o etapă interesantă. Vorbesc ca cu 30 de ani. Până în 1992, Dan Armeanca, pentru că el a avut un mare plus și un mare minus în muzica noastră. Sigur, ca orice modernizator, așa se întâmplă. Da. Ei cântau mai mult în pauzele noastre. Uh-huh. Adică când ne odihneam, când oboseam noi lăutarii, mai avea mireasa sau mirele o doleanță. Domne, vreau să am un invitat, Dan Armeanca, și vreau să-mi cânte și mie un anumit gen, să dansăm și noi. Da, vă rog, da, cum să nu? Da. În 2 ani de zile, Dan Armeanca a distrus lumea lăutărească, muzica lăutărească, nu că așa a vrut el. Dan Armeanca este ca un frate mai mare. Fratele meu adevărat, sunt prieten cu toată familia lui și cu Elis Armeanca. Pe unde ne vedem, ne îmbrățișăm, ne-am întâlnit în Canada, ne-am întâlnit la Montreal, mâncăm, bem, suntem ca și frații. Da, cred. Dar eu pot să spun lucrul acesta și spun și nu greșesc, fără voia lui a distrus lăutăria. De fapt, lucrurile s-au inversat. Leonard Iordache mi-a povestit chestia asta și mi se pare amuzant că o avem din două părți, că ne-a povestit, cred că chiar aici, când eram la masă. Într-un fel, de fapt, s-au schimbat raportul. Dacă în 92 Dan Armeanca cânta un pic în pauză, acum în 94 țambalul și basul cântau un pic. Asta urma să spun eu. Din 92 până cam în 2000 și ceva, nu știu cu exactitate, am luat pauză noi și cânta numai el și numai celelalte orchestre de muzică de manea. Da. Bun. Dar, de manea pe nou. Varianta pop-rock. Da. Da. Clapă, deci chitară electrică, chitară bastobă. Ne bucuram că îmbrăcam mireasa la ora 12 sau 1 și, cum să spune, nu mai spunem luam voalul miresii, dezbrăcam mireasa la ora 4 dimineața. Deci noi o îmbrăcam și începutul o dezbrăcam. Începutul și sfârșitul. Atât. Da, atât mai adică doar noi. Obiceiurile. Obiceiurile. De fapt, cum s-a și rămas în multe dintre cazuri în România, că asta se întâmplă până astăzi, în marea majoritate, nu neapărat în București, peste tot în România, lăutarii tradiționale au mai rămas la obiceiuri la început și la sfârșit, da. Iar miezul consistent al petrecerii e format din alte muzici. Partea frumoasă, dacă îmi permiteți, este că și la nuntă, ca la orice, e foarte important cum începi și cum termini. Ah, clar. Da, o pui frumos, o pui frumos. Dar Andy, în același timp... Da, da, și când pleci, cu ce pleci? Păi pleci cu exact cu ce ți-am zis, cu muzica lăutărească, cu aia cu care rămâi dimineața și zici, bă, s-a adus și o ciorbă de potroace, te gândești tu după. Da, atunci începe treaba. Da, nu, cu tot respectul, îmi pare rău. Știu că fiecare generație are muzica ei. E de înțeles. Eu am tot respectul pentru generația actuală care se bucură foarte bine, fiecare la genul lui. Unii se bucură la manele, alții se bucură la manele sub acoperire, adică la trep. Mă rog, sunt diverse... Dar noi aici totuși aducem niște artiști transgeneraționali, noi, care nu s-au luat neapărat după generația lor. E adevărat, da. Noi ne-am propus acum să facem o reverență în fața celor care s-au ocupat strict de muzica lăutărească veche, pentru că am considerat că e frumos din partea noastră să facem acest gest, nu avem nicio altă pretenție, în speranța că va rămâne o mărturie frumoasă în timp despre ce a însemnat la un moment dat muzica lăutărească. Cât o să o ducă ea, asta Dumnezeu știe mai bine decât noi. Habar n-avem. Foarte dar ne bucurăm că ea deocamdată încă mai trăiește, ca să zic așa. Da, adică ce responsabilitate, pentru că până la urmă asta este o responsabilitate fantastică. Ce responsabilitate ai zice tu, Marian, că ai ca lăutar? Că noi mai știm, la eveniment e frumos, la 6, 7, 8, când începe. Dar dintr-un punct încolo
se mai întâmplă niște lucruri mai deosebite, care exced câmpul muzical. Ceva așa, nu mai discutăm de muzică. E o meserie asta. Cum e treaba asta? Mai ales cu un om de pe mine, aproape 4 decenii de experiență. Pe mine acum 20 de ani, 20 și ceva de ani de zile, m-a cununat și Ionică Minune, dar m-a cununat și Adrian Minune. Mm-hmm. Mi-au plăcut numai minunații. Glumesc. Acum ai dat peste două instituții, ce să facem. Exact, chiar doi super minunați. Nu e întâmplător nici la unul, nici la celălalt renume. Deloc. Sunt cu Mătru, cu Salam, cu Nicolae Guță, cu cine? Cu Vali Vigelie. Sunt frații mei. Toți. Ne-am înscrit, ne-am apropiat. Normal, cu Jean de la, foarte frumos. De la Craiova, frații noștri, am copilărit, am cântat, cântăm. Da, da, și ce mi se pare interesant, iartă-mă că te întrerup, toți pe care i-ai pomenit fără excepție, au fost și instrumentiști. Nu e vorba de generația asta de puști acum care au prins doar microfonul. Lăutari. Adrian, Vali, Guță au pus mâna pe acordeon, Jean a pus mâna pe chitară. Lăutari. Deci vorbim de niște lăutari. Oameni care cântă da. Și la un instrument. Lăutari. E important, totuși. Da. Am sigur, zis sigur. Să subliniez sigur. Că se confundă chestia asta. Pentru mine, dacă ai un instrument în brațe, contează. Vis-a-vis de sigur. Responsabilitate, îți da. Răspund. Da. Puteam să cânt cu ei. Am cântat cu Adrian un an de zile am cântat cu Adrian. Am simțit că nu mi-este locul meu acolo, pentru că eu simțeam altfel. Ai crescut în altă... Simțeam altfel, aveam, mulțumesc Bunului Dumnezeu, erau bănuți, toată lumea era mulțumită, Doamne, mai mult decât îmi doream. Am cântat cu Adrian și în timpul acela, Doamne, mi-a fost bine, nu vreau să spun ce am realizat, dar spun că mi-a fost bine, că am luat tot globul pământesc. L-a cântat tot globul pământesc, deci nu vorbesc de Europa. Da, da, da. Bun. Am simțit nevoia că trebuie să cânt ceea ce destinul mi-a oferit, muzica lăutărească. Ce frumos. Eu sunt lăutar. Eu mai cochetez, mai pictez muzică de jazz, cafe concert, clasic. Apropo, eu am 5 ani de zile am fost membru al bandului Nigel Kennedy, vorbim după aceea și de Nigel Kennedy, vorbim și unde am cântat, vorbim și de Montreux, vorbim și de Blue Note, vorbim și de și puțin de pe unde am cam fost. Zona asta e world music. Da, 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 sigur, cam sigur, cu cine am sigur. Cântat și pe ce mm-hmm. scene și unde și ce. Zona asta Montreux e mai o să vă aduc și o să vă trimit și niște world fotografii. Jazz, da. Fotografii cu scenă unde eu și Stevie Wonder am fost pe aceeași scenă, am cântat pe aceeași scenă, vorbind de David Sanborn, vorbind de Blue Note și la Blue Note, când am spus Blue Note, cu Blue tot Note respectul, tot respectul, vorbesc de Manhattan, vorbesc de Blue da. Note și vorbesc de New York, Times Square, punctul zero al pământului. Sigur, sigur, sigur. Deci, dar, eu sunt Marian Mexicanu, lăutarul și vă spun din suflet. Aici mă simt eu cel mai bine. Păi asta zic. Frumos. Și cum să aici mă simt frumos, cel mai da, bine. Bravo. Am și green card. Perfect. Cu am green cardul ăla. Social number. Cu green cardul ăla, eu aia e curiozitatea mea. Marian dar vreau Mexicanu, să cânt care, pe Ferentar și pe Rahova cu green card. Care de pe scenă cu Stevie Wonder și ajunge pe Rahova să cânte. Da. Se întâlnește cu doi oameni, doi nuntași și unul vrea o horă și altul vrea altă horă. Cum o rezolvă Maria Mexicanu după 40 de ani de meserie? Asta mă interesează. Da, mă, sunt niște situații aici. Alea sunt situațiile de lăutar care te disting. Sigur. De jazz, de rock, de vals, de orice altceva. Dragul meu prieten, am întâlnit oameni care în același moment au venit cu banii și mi-au cerut două melodii diferite. Mi-au cerut 4-5 melodii diferite. Același om. Da, eu la asta nu m-am gândit. Bă, băieți, ia, lăsați deocamdată banii aici, primul lucru. Și după aia stai să ne gândim un pic în ce ordine ar da bine pentru toată lumea. Crede-mă că după atâția ani de zile reușesc să mulțumesc o nuntă de... Că eu am evenimente mari. De la... Când văd un eveniment de 300 de persoane, spun, oh, ceva ușor. E, okay. E ceva privat? Ceva e ușor. Ceva mic. Da, 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 ceva, da. De la 500 de persoane, atunci încep să mă uit, să privesc, să văd zonele, de unde sunt, unde e partea stângă, de unde e mireasa, de unde e mirele, de unde sunt nașii, ca să fac socotarea, de unde sunt invitații. Am înțeles. Pac, și mi-am aruncat repede privirea și am văzut. Deci avem programul așa, 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 așa. Și cam nu mi s-a întâmplat în vreo 30 ceva de ani de zile de când cânt în forță, să-mi bată nimeni obrazul. Nimeni niciodată că nu am cântat ce trebuie sau nu am reușit evenimentul să duc la bun sfârșit, cum și-au dorit
mirii și socrii. Sigur, sigur. Niciodată, niciodată. Ce tare. Este, cum să zic, efectul pe care îl produce această școală veche în care muzicanții se uită la public. Și în care muzicantul este într-un dialog perpetu cu oamenii din fața lui. Nu încearcă, adică n-are un playlist, încearcă să-i și zgândere. Stabile exact, dinainte și zice, exact, bă, asta o cântăm, dacă le place, da, bine, dacă nu, oricum, astea sunt 15 melodii, le-am în repertoriu, ura și la gară. Dați-mi voie să vă spun o glumă ce mi-am adus aminte acum când vorbim de un lăutar. Când se adresează unui public atât de larg, de 500, de peste 500, 600, 700 de persoane. Țin minte că eram mic și cântam cu Florica și Andor, Nelu Bosoi, Timbalistul, clarinetistul, da, bun, și Mircea Vizelie. Mircea Vizelie este actualul component al orchestrei Damian and Brothers. Da, unchiul lui Vali, să zicem așa, și un mare lăutar al Bucureștiului. Venise supărat la o nuntă și Andor era pus pe șotii. În pauză, mă, Mircea, dar ce-i cu tine, mă, nu mai... Lasă-mă, Florica, nu mi-a de discuții, nu mi-a de... Am și eu pe ale mele. Doamne, ce-o avea asta, ce-o avea asta? Privind publicul, peste 500 de țigani. Peste 500 de țigani, care se distrau și când dansau după cum cânta Mircea Vigelie. Băi, nenorocire, cum se spune la noi, pe... Îi avea la degetul mic. Da. Bă, Florica, hai să spun ce s-a întâmplat. M-am certat cu nevastă mea, Mariana. Mircea, te pup, te iubesc, Mircea. Mircea, te iubesc. Trebuie să-mi spun asta, că mor. Băi, Florica, mă, cum se face că 500 de oameni dansează și joacă după cum cânt eu? Că eu sunt aici, Mircea Vizelie, sunt șeful. Mă, și când ajung acasă, dansez eu după o singură femeie, face aia ce vrea de mine, mă. Cum adică? Băi, nu pot să excelent, o duc la capăt cu excelent. Ea. Băi, tot ce spun ea trebuie să fac. Orice spun eu nu e bine. Deci asta vrei să zici, că tu te descarci în chestia aia cu sutele de persoane, dar asculți și tu de cineva totuși. Dom'le, acasă suntem de comun acord acum în 2022. Și diplomat, Marian, pe deasupra. De comun acord, luăm decizii. Știi? Luăm deciziile pe care le hotărăsc ele. Cam așa e, cam așa e, cam așa este, da. Da, este Bogdane, greu. Bogdane, tu ești mai nou pe aleea asta. Da, da, eu am... Îți dorim drum din lung. Din iulie... Dar tu ești câte? Un băiat deștept, avem, care avem cred că a înțeles de la început. Avem o jumătate de an, de okay. La început, da, unde da, e adevărat. Da. Să fii lăutar, dragii mei prieteni, este greu. Sigur că da. Este tare greu. Cred. Trebuie să fii foarte responsabil. Trebuie să fii umil, trebuie să fii muncitor, nu ai, ai decât un început, finalul programului nu există la lăutare, pentru că lucrăm cu oameni care beau un șpriț. Da. A, ca și artist, da. Trebuie să vorbească cu impresarul, trebuie, nu vorbește cu artistul de fapt și de drept, cu impresarul la ora începută, la ora... 3 da, și 10, la, până la 4 și un sfert, punct, la 4 și un sfert, punct. Păi stai să zi... Bine, acum sunt alte timpuri și oamenii se respectă, ne respectă și pe noi, dar până acum 10 ani făceam o chitanță cu oamenii până la 5 dimineață. Până la 5 de dimineață când oamenii erau și mai ales țiganii erau. Dar nu mai e neapărat țiganii. Dar nu contează, mesenii în general. Mesenii erau, începea... băuse și erau... Păi stai mă, Marina, că de-avea ne-am pornit exact, acum, ce doamne. Ce? Eu aveam... Iubitule, când de 4 ore fără oprire, deci nu mai simt degetele. Nunta mea era, la, de exemplu, la Focșan și trebuia să fiu la ora 12 la Craiova, în partea cealaltă a României. Dom'le, trebuia să mă odihnesc și eu, trebuia să te speli, da, 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 trebuia să ajungi acasă, să dormi ceva, să te aranjezi, să fii... Trebuie să fii... Vreau să spun ceva. Neapărat, ca și lăutar, trebuie să ai o anumită conduită care trebuie respectată. Trebuie să ai o ținută obligatorie. Bravo, speță, mă bucur și că în spui speță, asta. Așa cum sunt eu. Puteam să vin îmbrăcat și eu altfel aici, dar din respect... Pentru voi. Pentru braț și pentru braț. Respect, din respect pentru lăutărie. Uh-huh. Pentru lăutarii noștri și pentru generația care vine din spate, trebuie să înțeleagă următorul lucru. Ținuta este obligatorie.
Nu vreau să jignesc maneliștii, dar deja dacă spui manelist, nu mai ești lăutare. Nu poți să vii în Adidas cu glezna goală, că vrei să arăți că ai un Adidas de firmă sau un blug de firmă, geacă și mai nu știu ce. Nu. Dacă nu ai cravată albă, costum de culoare închisă și cravată, nu respecti lăutăria și nu... Adică nu mai știm care este lăutarul, nu mai știm care este ospătarul, nu mai știm care este invitatul, nu mai știm care este nașul, nu mai știm... Nu. E un fel de cod. Un cod. Un cod al onoarei până la urmă. Corect. Eu am cumpărat de pe ocazie o fotografie cu... realizată în 1926. Chiar o să ți-o dau să o ilustrăm, că e interesantă. Niște lăutari minunați veniți din Cluj în 1926 la București, pentru că au semnat toți pe spate și toți, jumătate din ei aveau nume maghiare. Și am găsit fotografia pe ocazie, am plătit câteva zeci de euro pe ea, nu știu. E o fotografie originală din 26 pe care ei au simțit, au avut o cântare la București, au intrat într-un studio foto și au zis, bă, suntem așa de frumoși și așa de la 4-ace îmbrăcați. Eu sunt sigur că asta a fost în mintea lor, că oamenii aveau cântare și plecau, hai să intrăm într-un studio cu instrumentele să ne fotografiem. Erau îmbrăcați, deci trebuie să vă arăt fotografia. Deci eu m-am speriat de la pantofi până la papioane, până la cum aveau părul făcut cu pieptenul și cum aveau mustățile. Bineînțeles, Mădălina, mai deșteaptă ca mine, cum îmi place să spun, s-a uitat la fotografie și a zis, mie și frică să mă gândesc la cine mergeau ăștia să cânte. Că și așa se pune problema, dar ăia care îi plătesc pe ăștia oare cum arătau? Probabil, nu știu, cu măști de arlechini, da, ca la bal mascați, da, da, nu știu, da, da, haine, da, da, de blană, de urs așa, polar, da, pe ei. Da, da. Nu știu cum puteau arăta totuși cei care i-ar vuniseră la momentul respectiv. Așa este, e o tradiție veche chestia asta și noi am mai discutat-o pe aia cu tricourile cu brand. General, că se întâmplă, da, și la muzica lăutărească, si, în ultima, si, vreme, nu doar, si, la manele, si, sau la... Nu e vorba neapărat despre asta. La orice, în orice, apropo de asta cu codul, cu codul vestimentar, a fost o discuție destul de lungă. Eu însă voiam să mai întreb un lucru. Poți să propun ceva înainte? Sigur! Cum să mai nu? Dăm drumul la o porție de emoție. Doamne Dumnezeu, le-abia așteaptă oamenii, îți dai seama. Chiar abia așteptam. Îi așteaptă să audă recitalul, vine și el, sigur. Fără, o să cântăm un cântec din veacul al XIX-lea, un țigan avea o casă. După părerea mea, sunt trei cântece în folclorul românesc, în sudul țării, care ne mai amintesc de robie și de postrobie. De epoca aia despre care nu știm mare lucru, între 1857 și 1877-87, când din sclavi romii au devenit oameni liberi. Eu am trei cântece. Nu mă omorâ stăpâne, care cu siguranță e din robie, pe drumul mănăstiresc, care cu siguranță e din robie, și un țigan avea o casă, care este din perioada imediat în post-robie. Așa că să cântăm cântecelul, că mai vreau să mai zic ceva despre el după. E verde, da, vremea se, draga mea, un țigan avea o casă, un țigan avea o casă, cu trei copilași la masă. Țiganul Melic avea, la barbut mereu juca. Acasă când mai venea, măi draga mea, pățigan că mi-o pătea. Țigan că să speria și de acasă când pleca. La calafa se ducea, cu-n boier că se-ntâlnea. Că se-ntâlnea, măi draga mea, boierul că mi-o lua. Și acasă că mi-o ducea, la coafor mi-o
tot în dea. Acu coană sămăna, murea boierii de ea. Copiii că-l întreba, băi draga mea, unde e tată mama? Dacă n-a duși pe mama, câte trei n-o-mi spânzura. Unde e tată mama? Copila și că plângea. Iar țiganul ce-mi făcea, măi draga mea, după țigancă pleca. După țigancă pleca, la calafată mea ajungea. La calafată mea ajungea, un conac mare vedea. Trecând pe lângă conac, măi draga mea, copila și-a chiuit. Uite tată pe măicuța, uite-o colo pe terasă. Uite-o colo pe terasă, stă cu boierii la masă. Ieșea, măi draga mea, iar țiganul că-i zicea. Cu el frate că vorbea, la el în ochi să uita. La el în ochi să uita, din guriță că-i vorbea. Dă-mi, boierule, țiganca, draga mea, că asta e țiganca mea. Cam doi copilași cu ea, cam doi copilași cu ea. Eu vorbi pe țigănește, draga mea, eu ți-o dau cum să găsește. De-o vorbi ca și canește, ăsta-i capul ca la pește. De-o vorbi ca și canește, ăsta-i câtul ca la pește. Mariu cu mui cu lomăi de vraimo, de duma pe romano. De duma mai surano, că și ne lova la mno. Că și ne lova la mno, aia și nu lăsa oră. Thank you.
Țiganca când auzea, măi draga mea, ușor din pep că mi-o ofta. La boier că se-ntorcea și cu boierul vorbea. Din guriță că-i vorbea, din guriță că-i zicea. De cât în palat la tine te vai, mo, mai bine-mi vorbeai la mine. Cu copii lângă mine, cu copii lângă mine. De cât în palatul tău, mă, mai bine-mi bordeiul meu. Să ne zici totuși ce voi să mai zici. Da, voiam să zic că de fiecare dată când găsesc relicve din limba romanie în cântecul popular românesc, pentru că mai ales în sudul țării avem o lipsă acută și aici am cântat două strofe în limba romanie, mă sfătuiesc și eu cu bunul meu prieten, profesorul Daniel Samuel Petrilă, pe care l-am mai pomenit de câteva ori în aparițiile mele publice, un super specialist în limba romanie care vorbește toate cele patru dialecte de limba romanie, cele mai importante care se găsesc pe teritoriul românesc, și care mi-a spus un lucru foarte interesant. Mariuca Muigulo de Duma pe romano, Mariuca, draga mea, vorbește pe țiganește, de Duma mai zura lo, că și nelo balamno, și vorbește mai tare. Și aici, dacă e să zicem ca pe românește, dăm boierule nevasta, că în românește așa se cheamă, dăm boierule nevasta, balamno s-ar traduce prin boier. Dar îmi spune Daniel Samuel Petrilo o chestie extraordinară despre limba romanii, despre cultura asta balcanică amestecată, că în romanii, dacă ai spune balamno, mulți dintre vorbitorii curenți de romi ar înțelege că ai spus grec. Aha. Deci acest cântec conservă prin acest caișinelo balamno, că mă taie boierul, că mă taie grecul. Boierul e un fanariot în acest cântec, care e limpede că e de etnie greacă în limba romanie. Mi s-a părut o chestie absolut extraordinar de interesantă, n-ar fi avut cine să mi-o spună și mi-a zis: măi Bogdan, vezi ce lucruri deosebite îmi dai, uite asta balam, nu? Să-ți minte și tu că de fapt până anumite comunități, dacă te duce, o să zică că ăla e de undeva din Grecia dacă îi spui balam, nu? Dar aici are sens de boier. Că da, boierii da, da. Noștri, mulți dintre ei erau greci. Eu mă uit la fel ca și foarte tine, drăguț. Deci trebuie să mă uit eu. Da, păi, dar nu știu să vorbesc foarte și... Foarte drăguț și foarte frumos, dar nu contează. Omul că trăiește în viață. Nu, dar nu știu limba romaniei, nu vorbesc. Dar cum, chiar așa n-ai... Tu nu te-ai gândit că, de fapt, s-ar putea să și folosească în viață? Pentru că mie mi se pare că orice limbă nouă pe care o înveți te duce mai aproape de pe cultura și de oamenii. Era rușine, eram da, știu ce zici, stigmatizați, da. Așa este. Așa este, ăsta e adevărul. Nu s-a vorbit la mine în casă, n-au vorbit părinții mei. Da, așa este. M-au dus în, la școli să învăț două limbi străine. Asta e foarte bine, da. Da, dar nu... Da, așa este contextul. Dar eu cred că o să învăț, da, vreau să o învăț. Vreau să o învăț. Pentru cineva cu ureche muzicală e foarte ușor. Și eu cred tu știi, că o să fie. Cred, general, cred. Orice limbă. Neamurile mele, și vorbesc aici de Nicolae Păun și de... toate agențiile acestea, toți sunt prietenii mei și m-au rugat vino să înveți că avem profesori de limba romanie să înveți. Da. Uite, asta mi se pare un alt lucru interesant. Apropo de asta cu intersecții între cultura romă și cultura română, cum am găsit în cazul ăsta cu un țigan avea o casă. Maria Mexicanu a început la un moment dat, nu chiar de atunci din anii 90, să abordeze și cam toate stilurile muzicilor țărănești de pe teritoriul României. Adică Maria Mexicanu, dintr-un punct încolo, nu știu, n-o să spun eu că de vreo 10 ani, de vreo 15 ani, de la un moment dat, a început foarte mult să experimenteze și în zona de folclor, devenind un acordeonist unic, care are un amestec de tehnică instrumentală și interpretare în care poate fi când poftește și foarte modern, dar în același timp îl poate cita foarte interesant pe un clasic, uite că l-am pomenit, pe Marcel Budală. Când ai ajuns tu la chestia asta, să te joci un pic și cu folclorul? Pentru că eu nu cred că a fost chiar din capul locului de la început de tot. Sau n-am perceput-o eu ca ascultător așa. Îmi place să cred că sunt un lăutar și un muzican polivalent. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nevoia m-a făcut să învăț genul de muzică respectiv, din zona respectivă. Pentru că am fost, de exemplu, la Timișoara.
Și erau anumite jocuri ale locului. Erau anumite melodii care, bun, cântam ceea ce știam eu cel mai bine, pentru că oamenii și respectiv socrii sau mirii mă angajau să cânt muzica mea. Dar la un moment dat se găsea cineva să-mi ceară ceva ce îi place și să fiu din zona respectivă. Nu știam. Am zis a doua oară, dacă nu mai vin aici, pentru că mi s-au cerut anumite melodii și nu le-am știut, trebuie să fiu pregătit, trebuie să mă documentez. Normal. Am scăpat cu partea Timișoare. Am cântat, eu vorbesc ani de zile în urmă. Da, da, da. Am cântat la Craiova. La fel. Am cântat. România are, are foarte multe zone diferite și multe genuri de muzică. E foarte adevărat, diferite. Dar majoritatea acordeoniștilor și cu precădere cei din generația ta s-au concentrat mai mult pe partea de fantezie. Tu dintr-un punct încolo ai spus stop și ai lansat pe YouTube și a făcut zeci de milioane de vizualizări Hora Bucureștilor al lui Marcel Budală. Asta era întrebarea, că nu e o chestie pe care o fac pentru acordeoniștii din generația ta. Dăm voie să spun un mare secret. Și mi-asum ceea ce spun. Marii noștri lăutari, repet, e greu ce spun, dar vreau să spun. Marii noștri lăutari au mândrie. În momentul în care, mândrie muzicală, în momentul în care sunt la un eveniment și un invitat, că îmi dă un bănuț sau că nu îmi dă un bănuț, mă roagă să cânt melodia unui lăutar care, în opinia noastră, considerăm că este sau a fost mai slab profesional ca noi, nu o cântăm. Eu am aruncat haina mândriei. Am aruncat-o, am făcut-o praf. Și am spus din momentul de față, voi cânta ce dorește publicul, nu ceea ce îmi doresc eu, ceea ce îmi place mie. Orice îmi va cere publicul, pentru că publicul mă plătește, am să-i cânt. Că o să am un moment să cânt ceea ce îmi place și mie, este cu totul și cu totul altceva. Bineînțeles. Și atunci am început să mai scad, să mai scad în profesionalism, pentru că l-am început, dai seama, am vrut să cânt tot ce este mai greu. Și mă bag oriunde și nu mă fac de rușine, cam în orice gen de muzică. Deci am cântat clasic ani de zile. Am cântat cu violoniști în față, care au, de exemplu, Robi Lac atunci a fost unul dintre violoniștii mei cu care am cântat mult timp. Am cântat concerte cu Robi Lac atunci. Am cântat conducătorul de orchestră celebru din Budapesta. Am cântat jazz, am cântat muzică clasică, am cântat la un moment dat muzică, de exemplu, Bela Bartok. Să cânti Bela Bartok e greu să o cânti de la ureche. Și vreau să vă spun ceva. Nu sunt cititor de note. Nu. Totul este jazz by the ear. Jazz doar de la ureche, doar din talent. Ca să cânt Bela Bartok, toate acele șase stări, sau nu știu cum să spun, a trebuit să stau toată noaptea să o învăț notă cu notă. Mie Nigel Kennedy îmi spune Super Mario, că nu pot să zică Marian. Ce frumos. Mario mi-a zis, lasă-mă să spun, mi-a spus că nu vreau să vorbesc în engleză, sau văd țiganii mei că aolul ăsta vorbește engleză, nu. Și am să spun așa. De-aia am și spus că dacă am aruncat haina mândrie, eu arunc, nu. Da, și mi-a spus, lasă-mă să spun Mario, că mi-e greu să pronunț Marian. Foarte frumos. La un moment dat, cântând cu el, mi-a spus, nu. Lasă-mă să reformulez Super Mario. Pentru că sunt părți grele. Bun. Eu sunt la dispoziția clientului. Ce dorește clientul, aia e cânt. Și ca să cânt ceea ce dorește clientul, trebuie să fiu documentat. Da. Și am luat mari acordeoniști care acum nu mai sunt. Mari, i-am luat pe toți. I-am studiat pe toți. Nu pot să cânt tot repertoriu dumnealor. Dar melodiile importante, de exemplu, și pot să dau exemplu, Nea Marcel Budală, Vasile Pandelescu,
cine... Uțilie, Udilă, Ștefan Tudorache, clasicii, să zicem. Toți. Gheorghiță Trandafir, habar n-am. A avut fiecare câte două, trei melodii importante. Nu poate să înceară celelalte. Deci un domn nu poate să înceară o melodie care nu este super cunoscută. Dreanea Marcel, Hora Bucureștiului, sau Sârba de la Trestiana, sau din Dobrucea, mai cântă. Am învățat 3-4, și m-a achit profesional ceea ce îmi dorește, ceea ce dorește omul. Vreau să vă spun, eu nu mai am mândrie profesională între muzicanți, între muzicieni și mai ales cu publicul meu. Pentru că, Mariane, tu ești, ai devenit între timp, în primul rând, sigur că vârsta își pune cuvântul, adică se devine o maturizare, deși n-ai zice că e bunic. Păi, a, bine, asta nici nu se pune mai. Normal. De la 39 de ani sunt bunic. Ce drăguț, ce drăguț. Fie sănătoși cu toții. În primul rând că e vorba de o conștientizare reală a valorii pe care tu o ai și pe care tu o știi. O știai dintotdeauna, dar modestia cu care ai fost educat probabil că te-a împiedicat să vorbești despre lucrul ăsta și tot timpul a fost ținut undeva. Dar ai ajuns la vârsta la care e limpede pentru toată lumea și asta te face să privești mult mai relaxat tot ceea ce se întâmplă. Îți cunoști foarte bine valoarea. Nici nu mai, adică ce rost mai are să mai ții haina mândriei când tu te-ai validat, ești validat, ai avut tot ce aveai de demonstrat, de aici încolo e doar ceea ce ne spuneai nouă de la bun început. Bucuria asta de a oferi emoții. Corect. Asta e. Corect. Eu te-aș mai întreba un lucru, Marian, și și despre orice. Asta te-am întrebat înainte, dar e un lucru pentru că tu ești unul din puținele lăutari care s-a referit la povestea asta public. Ai spus într-un interviu la un moment dat că nu te-ai simțit ușor tolerat și nici acceptat de mari muzicanți ai României când erai copil, când erai adolescent, și că după moartea mamei tale, la scurtă vreme după asta, ai început să suferi niște atacuri de panică, depresie, claustrofobie și agorafobie, mai mult decât atât că până în ziua de astăzi nu poți conduce singur și că în permanență când mergi într-un spațiu ai nevoie de o cârjă umană, să zicem așa, ai nevoie de o prezență comună, familiară, cineva de foarte aproape de inima ta și de sufletul tău ca să stea alături de tine, ajutându-te în același timp și de acordeon ca de o formă de terapie. Lăutarii nu vorbesc despre asta deloc și mi se pare un subiect important. În ce măsură te-a afectat sufletește, emoțional, psihic, cerebral, nu știu cum să zic, experiența ta ca lăutar de mic, vreau să zic, și cum ai reușit cumva să ieși din povestea asta, cum te-a ajutat, nu știu, acordeonul, oamenii din jurul tău și așa mai departe? De la bun început am spus că orice întrebare pe care tu vrei să mi-o adresezi, pentru mine este binevenită și nu am niciun fel de barieră. Răspund la orice. Bun. Și acum să-ți răspund. În proporție de 30-40%, dacă nu 50%, lăutarii din generația mea și nu numai, suferă de această problemă a anxietății, claustrofobie, frică de spații deschise, frică de spații închise și aproape la granița cu depresia, pentru că depresia este foarte grea. Acolo există, depinde la ce stadiu ești, că acolo deja poți să te și sinucizi, ferească Dumnezeu, și am avut cazuri nu din lumea noastră a lăutăriei, nu vreau să vorbesc de solista care a făcut, știm foarte bine. Bun, nu vreau să mă îndepărtez, dar depresia, asta vreau să spun, depresia, depresia este există și nu tare. Se vorbește despre există ea. Există și înăucitoare. Bun, de la vârsta de 25 de ani de zile am avut primul atac de panică. Nu am știut atunci ce înseamnă atac de panică, doar că mi s-a făcut rău, am chemat salvarea, mi s-a făcut un calciu intravenos, mi-am revenit. Am început să fac iar atacuri de panică care se manifestau foarte, foarte urât, mă sufocam, aveam senzația de leșin, senzația de moarte, nu puteam să mai respir și am zis gata, mor. Deci senzație de moarte. Da. Efectiv, senzația de moarte, asta înseamnă un atac de panică sever, pentru că la un moment dat aveam atacuri de panică severe. Uh-huh. Bun. După vreo 2 ani de zile, am fost la spital, mi s-a pus diagnosticul de
atac de panică. Nici nu se știa pe vremea nu aia. Nu prea se știa. Nu, nu, prea, nu se discuta și nici măcar, asta. Și nici măcar medicația nu, e, nu exista ce trebuie. Cam de pe la 30 de ani, nu, 28 de ani, am început să iau o medicație specifică. Nu pot să vorbesc, că nu se vorbește ce medicație iau. Sigur, că asta e o chestiune pe care doar medicii o cunosc și e bine să nu auzi că nu știi ce ideile vin altora. Exact. Da. Deci de 22 de ani, de 22 de ani iau această medicație zilnică fără de care nu pot să trăiesc. Bineînțeles că am devenit și dependent. Am devenit dependent de aceste pastile. La un moment dat am făcut și tensiune și sunt și cu tensiunea și cu, păi, e normal. Și cu mai multe. De ce am făcut lucrurile acestea? Eu sunt un om care în viața mea, culmea, lucrez numai în șprițuri, în chefuri și unde să bea. În teorie, unde toată lumea e veselă, da. Nu, păi, din afară așa apar lucrurile. Adică tu ai impresia că dacă omul lucrează în mediul de șpriț, îl și bea mereu. Nu am băut în viața mea mai mult de un pahar de vin la un eveniment și acela l-am băut din complezență și din respect și din dragoste și din atmosferă, pentru că era atmosfera atât de frumoasă. Nu suport organismul, nu sunt bolnav, nu am nimic. Dar am crescut cu această cutumă, am crescut cu această frică de la mexicanul meu, de la tatăl meu, și mi-a zis, dacă vreodată pui mâna și bei, tu dacă ești lăutar, să fii lăutar adevărat cum trebuie. Dacă bei, dacă fumezi, nu existau atunci, e un cuvânt care nu vreau, fug de el, nu vreau, îmi pare rău că există în dexul românesc și pe limba noastră a românilor, droguri. Nu există să vorbea. Da, da, alcool și tutun, 30 de ani. Nu, tata nu m-a învățat, că nu se știa. Mi-a zis așa, dacă vreodată pui mâna pe pahar, pe vin și pe țigare, te omor. Și dacă nu mai sunt în viață, te omor de acolo copot. Eu vin. Dar cu țigara cum era? Că eu n-am văzut lăutar fără țigara în gură. Am fumat un pic. Da, da, da. Că, na, că e urât față de clienți, că te văd ăia cum după care, tragi pe acolo față de clienți, nu, că mergeam afară, puteam să ies la o țigară. Nu. Am un organism, nu știu, cred că stricat sau distrus sau nu știu cum, nu-mi permite nici țigară, nici alcool, bă, nici nimic. E, tata, probabil că el știa că asta sau e o meserie sau care te consumă foarte mult și căuta să elimine pe cât mai tare, să mai închinui și tu cu altceva, adică să mai dai înficat și cu alcool, să mai dai plâni jumătatea. Da, sau cred că mi-a implementat mie, sau cred că este psihologică treaba asta. Absolut. Da. Cum vreau să fumez sau vreau să beau, aolo, mi se face rău. Cred că cam așa stă situația cu mine. Deci, nu am băut, nu am fumat, nu fac rele, nu altceva, nici nu. Dar cu toate chestiile astea, am dobândit acest atac de panică. Deci, de unde vine? De la șocuri emoționale. Aha. De acolo vine, pentru că am stat de vorbă cu doctori, psihologi și psihiatri. Și mi-a zis, acum vă mai spun ceva, mari artiști, nu, în care nu mă includ eu, mari artiști sunt bolnavi de la prea mare, prea multă sensibilitate, au această problemă. Sunt mulți, în America nu mai vorbesc, proporție de 90% toți au atac de panică și anxietate. În proporție de 99,9% aproape toți. Da, anxioși. Da, da, normal. Bun. Pot să vă dau, mă întorc puțin ca să fiu foarte bine înțeles. Am avut această problemă până acum un an de zile. De un an de zile, destinul. Dați-mi voie să-i mulțumesc acestei doamne psiholog care a reușit să mă pună pe picioare. Am fost la cei mai mari medici, nu aici, New York, Los Angeles, Las Vegas, Germania, Viena, AKH, tot cel mai important spital, am uitat și din Israel, unul foarte redutabil. Nu s-a găsit pentru... Dom'le, ori n-am rezonat eu. Da. Cred că mai bine nu am rezonat eu cu medicii respectivi. Unde a fost este o doamnă psiholog care,
dar de la nici noi? Din România, dar nici medicii de acolo nu au făcut ce a făcut această doamnă. M-a luat pe stradă și mi-a zis: "Băi, tu omori sau trăiești, da? Vreau să mergi cu mine pe stradă." Nu, doamnă, nu mi-e frică. Băi, mergi pe stradă. Nu ți este rușine? Sunt și eu o doamnă și vreau, dacă, de exemplu, dacă vreau să te invit la o cafea. Până și acolo a ajuns, deci psiholog. Nu mai vorbesc cu o frumusețe de doamnă, să mă ierte soțul, Doamne ferește, nu. O frumusețe de femeie. M-a luat de mână și m-a scos afară și mi-a zis... Femeile deștepte, în general, sunt și foarte frumoase. Corect. Vezi blocul din față? Da. Hai să-l ocolim, ne vedem în capătul celălalt. Eu? De ce am luat? Am zis, păi până acolo mor. Am luat-o la fugă și am ajuns acolo gâfâind și m-a simțit. Ea a mers mai ușor. De ce trebuie să fugi? Păi sunt aici, dacă zbirai, te auzeam. Te zbiram și fugeam mai tare și vedeam că nu se întâmplă nimic. Deci a avut anumite tehnici cu mine. Sigur. Încât m-a luat, m-a dus pe stradă. Unde ți-e frică cel mai tare ție? Pe stradă. Pe stradă m-a dus. Acolo. Deci nu mi-a explicat. Dom'le, te duci și faci. Am trecut pe multe dată. Dom'le, am fost la psiholog, la alți psihologi, cu tot respectul. Și mi-a zis, te duci acasă și în seara aceasta ai 100 de iepurași și 100 de rățuște. Rățuștele le îmbraci într-o rochie mov și iepurașii îi îmbraci în maro și vezi cum... Eu să îmbrac iepurași în maro și... vreți să o iau razna pe bune? Mai rău! Poate mai rău, dar deocamdată n-am luat-o. Să îmbrac iepurașii, păi am 100 de ani. Cum să îmbrac iepurașii? E? Da. Atunci îmi colorezi acest copac. Să vedem emoția și unde văd, să văd cam din ce an s-a întâmplat șocul și nu colorez nimic. Nu sunt la ora de desen. Mulțumesc, am plecat. Da. Domne, așa stă la baza execuției și bla 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 și bla bla bla. Am înțeles. Mulțumesc mai mult. Domne, această doamnă psiholog, Diana Ghiță m-a pus pe picioare. Minunat. Merg cu mașina, merg singur. Nu mai e nevoie să fie lângă mine o cârjă umană, să zic, au, nu merg acolo. Sunt un om, mă simt ca un om care nu mai sunt paralizat. M-am simțit 23-24 de ani de zile ca într-un scaun cu rotile, care dacă venea cineva să mă ia din acest scaun de cu rotile, mergeam până jos să-mi cumpăr pâine. Dacă vreau să mă duc și eu la o întâlnire cu o gagicuță, cu cineva, nu puteam să fac lucrul acesta. Nu puteam să greșesc. A zis, Doamne, își cer păcat. Doamne, vreau să greșesc. Doamne, vreau și eu să greșesc. Doamne, sunt om sfânt. Ai fost doar tu, Iisuse. Da. Până și ceilalți 12 apostoli ai tăi, ei luat tot de aici, au fost păcătoși ei. Eu sunt păcătos, lasă-mă să păcătuiesc, Doamne. Dar te iubesc. Cred că mi-a ascultat ruga. Bine, acum nu păcătuiesc că sunt căsătorit și îmi iubesc soția, nu, dar dacă mi se oferă ocazia odată, știu eu, la 100 de ani, am să o fac. N-am făcut, dar am să o fac. Eu am auzit chestia asta cu nu mă liniștesc și nu mă regăsesc decât dacă cânt sau studiez puțin. Deci eu cred că totuși parte din terapia asta... A avut-o totuși și acordeonul. Cred că acordeonul a fost totuși parte din terapia asta. Haideți, sigur a fost un sprijin. Adică vă mai mărturisesc ceva. Eu sunt recăsătorit de 10 ani. Mulți înainte. Sărut mâna, am o soție, zic eu, frumoasă, blândă, care trebuie... Avem o melodie noi acum mai nouă care se numește Gâdilo, 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 să ia foc. Eu am zis doar să o gâtilăm. Da. Ce am zis altceva? Am zis eu mai rău, adineaur, deci okay. Între mine și doamna mea tânără, mai tânără cu 20 de ani, de 10 ani, există un acordeon care prima dată îl iau pe el în brațe și după aceea trebuie să întind mâna mai mult ca să o iau pe ea. Deci, acordeonul este parte din inima mea, e din parte sufletul meu. Sufletul meu. La un moment dat ea mai îmi spune... Pentru că și ea e muzicantă. Da. E muzicantă și înțelege tot ceea ce simt eu. Când te mai plictisești de el, vreau și eu să te mai iau în brațe, să adorm lângă tine, dar ia acordeonul și pune-l jos. Mai lasă-mă puțin. Chiar dacă nu cânt cu el, să-l simt.
mi-am cumpărat foarte multe acordeoane, investesc foarte mulți bani în acordeoane. Am la ora aceasta 14 acordeoane. 14. Și la un moment dat, ia sărăcuța, mai spune, dar nu crezi că avem prea multe? Da. Nu. Pentru că fiecare acordeon are tonul lui, are personalitatea lui. Normal. Și acum deja sunt copiii mei și cum pot să-mi vând eu copilul? Ce are povestea lui de spus. Cum să-mi vând eu, pentru că fiecare are un nume, cum să-mi vând eu copilul? Ce frumos le-a dat și nume. N-am cum să-mi vând copilul. Și cum hotărăști cu care ieși la fiecare eveniment în parte? Aici am luat unul care este mai frumos, este primul meu acordeon care este îmbrăcat în cristale Swarovski. Nu mi-a fost ușor, l-am așa cam de ani de zile, nu mi-a fost ușor să-l aduc la stadiul pe care este acum, pentru că este o investiție destul de mare. Cum se numește modelul exact? Modelul de acordeon este Weltmeister Cantora. Cantora. Deci e un Cantora. Da, okay. Dar eu l-am personalizat și i-am dat o roche, așa cum mi-a zis mie George Udile, ce acordeon ai, Mariane, zic că e roche de nașe, de aia țigancă, de aia de la țară. Frumos, face parte tot din viață. Da. L-am îmbrăcat cu cristale Swarovski și are vreo 6 sau 7 diamante încrustate pe undeva pe acolo. Am mai văzut dintre ele. Ai și pe zona de bași cumva? Acolo nu, sunt doar cristale, acelea trei, nu. Pe aici sunt pe undeva, nu știu pe unde, mai dar este asigurat, plus de asta am și... Acum stau cu emoție de când ai zis ce, eu am crezut că e un acordeon obișnuit. Nevastă mea fiind o femeie, așa sunt moldovencele și grecoaicele, clever, am pus și un GPS acolo înăuntru, așa că pentru cine dorește să aibă vreo idee, de asta îl găsesc oriunde ar fi în secunda 2. Pac, pun mâna pe se uită pe telefon și l-am găsit imediat. Toți copiii mei, toate acordeoanele mele au GPS în ele. Tracking devices. Da, frumos, tracking devices. Frumos. Deci tu chiar ești un lăutar al prezentului. Da, nu. Și un ar peste timp. Nu există altfel așa ceva, nu. Cât crezi că o să o mai ducă muzica asta lăutărească? Că eu tot discutăm despre ea. Cât există oameni ca mine care iubesc lăutăria mai mult decât orice? Și cât există România? În România, părerea mea este că nu avem nimic mai presus decât familia, pentru că noi românii ne iubim mai mult familia decât străinii. Nu vreau să intru, am stat mult în sănătate, un copil când a făcut 18 ani îi spune, gata, am scăpat de tine, du-te pe drumul tău și nu, pentru mine copiii mei sunt copii și când or avea ei 80 de ani, eu dacă trăiesc mai mult. Românul simte altfel, românul mănâncă românește, românul, dacă nu are muzică românească și s-a căsătorit, nu vreau să jignesc nunțile cu house. Nu, că să și știe. Nu vreau să jignesc nunțile cu house. Uite, nu. Nu, să și zice, că avem vorbe noi foarte frumoase, că eu cam evit, deci, lăutari. E ca, da. Bun. Deci nu există. Noi, România înseamnă muzică, România înseamnă rugă, România înseamnă respect, România înseamnă iubire. Noi încă ne mai iubim și ne respectăm, ne iubim semenii noștri, iubim muzica noastră, iubim mâncarea noastră tradițională. Românul nu se pierde așa ușor. Nu se pierde românul așa ușor. Te rog să mă crezi că noi suntem bruneți, dar suntem mai români decât mulți coetnici de ai noștri. Ca drept dovadă, uite, eu când merg în străinătate, eu port drapelul României pe acordeon. L-am văzut, da, așa e. Am drapelul României și am ajuns la Los Angeles și am cântat pe mari scene ale orașului. Și m-au întrebat de unde sunt și am spus, sunt român. Și m-au întrebat, de unde vine România pe hartă? Și abia atunci am luat acolo de unde vine globul, Nadia. Globul pământesc, Nadia. Ilie Năstase, Hagi. Și Ceaușescu mai nou acum. Da, bine. Ceaușescu a fost întotdeauna. Că... Da. Și am luat globul pământesc și ne-a spus aici. Și a spus, vreau să merg în România. Nu multe persoane, câteva au fost care m-au întrebat, doar la cheful respectiv. Da.
dar am arătat, am fost un mic ambasador al țării. Ei, mai mult decât un mic ambasador. Mare ambasador cultural. Muzicienii sunt, da, da, și în general artiștii sunt mari ambasadori ai țării. Și au capacitatea asta, poate că muzicanții de muzică lăutărească cu atât mai mult îi stârnesc pe străini să vină să descopere România. În România e simplă treaba. Dacă ai apucat, sigur, e ca atunci când încerci să vinzi o mașină, trebuie să-l aduci pe la în showroom. Cam așa e și cu România. Nu trebuie să faci niciun mare efort. Doar să vin aici, să dea jos din avion până la noi. Da, dacă a scăpat la primul șpriț în prima seară, cere cetățenie. Deci eu știu foarte bine că nu e o poveste veche, nu e și aceeași tot timpul. Așa și e. Fără eforturi, adică, bă, noi nu facem nimic special. Așa știm noi să ne trăim viața. Cam asta e. Eu cunosc și câteva persoane publice și din Marea Britanie și din Franța și din Germania, documentariști care au făcut asta, exact cum spui tu. Până la primul șpriț s-au mutat aici, s-au căsătorit aici, au luat case aici, persoane foarte cunoscute. Dacă mai scapă eu mă bucur de, că a venit mesajul ăsta. La vreo de-a noastră să îndrăgostească de ea, nu mai pleacă tată trei generații de aici. Eu mă bucur că a venit mesajul ăsta despre iubire, despre dragoste, despre pace, pentru că e atât de multă violență în cultură zilele astea și, cum spunea Lauryn Hill, solista de la Fugees în America în anii 90, bă, dacă voi dați numai rapperi la televizor care cântă doar de pistoale, la un moment dat o să se creadă că noi, dacă nu cântăm de pistoale, nu mai e din rap. Asta e foarte bună, foarte într-adevăr. Da. Într-o societate, într-o cultură, că ne place nouă să spunem muzică nouă, muzică veche. Eu cred că sunt discutabile astea cu ce e nou și ce e vechi, de fapt. Manele se cântau pe timpul lui Cantemir, Hora de Mână poate are câteva sute de ani în felul în care se cântă acum lăutărește. Deci asta e o discuție mai mult pentru istorici și antropologi. Eu mă bucur să aud artiști vorbind de dragoste, de iubire și de bună înțelegere, că aud destui vorbind despre violență, mai ales în ultima vreme. Mă refer dinspre artă în general. Mare dreptate și foarte frumos ai zis-o și o să-l lăsăm pe Marian să închidă acest episod și sezonul cu ocazia asta, vorbind exact despre dragoste, în felul în care știe el cel mai bine să o facă. Mulțumesc frumos! Noi îți mulțumim din suflet pentru, pentru prezență și pentru tot ce ai făcut. Și reverență în fața voastră. Și tot ce o să mai faci de aici încolo. A fost o foarte mare bucurie pentru noi. Mulțumim! Vă mulțumesc din suflet! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Și de aici încolo ne-o mai baza și pe comentarii. Vă aștept, deci, inevitabil mai jos. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!